Salut și bine te-am regăsit la podcastul Tehnocultura și bine te-am regăsit la episodul 53 și bineînțeles bine te-am regăsit în anul 2 de podcast Technocultura. Salutare, Vlad! Salutare și bine te-am găsit în noul an! Pentru <sus> noi e un nou an! Un nou an, anul numărul 2, mai vedem ce o să fie pe la anul numărul 5. Și acest nou episod de podcast este denumit Asta la Vista Facebook. Pe Bun, pe bună dreptate, îți seama. Subiectele pe care le vom acoperi astăzi sunt dispariția Facebook de pe fața internetului, depresie versus implanturi și un decenul de luptă AMD versus Intel. Gazele tale preferate, Manuel Cheța și Vlad Bănică. Să că de obicei ziceam Vlad Bănică și Manuel Cheța. Acum m-am luat peste picior, ca să zic așa. Vlad Bănică și Manuel Cheța te salută. Și... Salutare. Până una alta, nu uita să ne urmărești pe iTunes, pe Podbean, pe YouTube și pe Reddit și pe orice fel de platformă pe care ne asculti. Nu uita să ne dai niște, ce, ce se dau? Floricele, cookies, steluțe, comentarii, share-uri, inimioare, upvotes. Chestii pozitive, în principiu. Dați numai chestii pozitive. Cât Asta. mai multe. Noi vomituim cu nimic, iar voi ne dați mai chestii pozitive în așa fel încât să asculte cât mai mulți oameni. De ce? Pentru că se pare că oamenilor le place ceea ce discutăm noi aici și subiectele pe care le, le abordăm. Și până să intrăm în știrile noastre de zi cu zi, vreau să te întreb, Vlad, ce -ai mai, cu ce te-ai mai laudat în ultima săptămână? Că eu am o mică laudă de, de prezentat așa, dar te las pe tine dacă ai ceva, dacă nu încep eu. Uh, da, nu, la, eu foarte pe scurt, în ultima săptămână n am făcut mare lucru decât să mă pregătesc de mutare, că mă mut în curând și... Pe partea de tehnologie, de tehnocultură, n-am făcut decât să cauți și să-mi comand niște instrumente din astea care îți care ușurează munca în momentul în care te muți, știi, care te ajută la cărat. Niște chingi, niște hamuri, mi-am închiriat mașină, chestii de genul ăsta. Tot online, foarte confortabil de acasă, n-a trebuit să fac nimic deosebit și m-am jucat extrem de mult de izgon. Oh. Um, M-a prins jocul ăsta foarte mult, eu nefiind mare fan jocuri cu zombie, dar asta e unul foarte bine făcut. Și venind de la Sony din curte și poveste extrem de mișto, bă, și nu se mai termine, e foarte lung no, jocul, no, e extrem e, de lung. E foarte lung și ce e fain că nu este stilul ăla de horror survival. E, e, da. even, e mai mult pe aventură, foarte simpatic Da, e foarte mișto, e fix genul meu de joc Și iarăși e foarte lung Eu ne fiind un completionist Nu sunt genul care face uh, toate side mission-urile Și așa mai departe Dar efectiv povestea principală e foarte stufoasă în Premisa în sine e mișto Și tot jocul mă, Îmi place foarte mult Cam, cam atât, zi tu cu ce te lauzi Eu mă laud că am jucat Days Gone Am făcut toate misiunile secundare Posibile, aproape toate și până la urmă am reușit să distrug mai toate hoardele de zombies. Mai toate, efectiv. <laughs> până la urmă am ajuns. Dar cu alte chestii cu care mă laud, uite că la un moment dat, știi că ți-am spus că o să cumpăr Mass Effect Legendary Edition. Și uh -huh. l am cumpărat până la urmă. M-a cam durut sufletul, pentru că nu, vorba aia sunt, e vorba de vreo 40 de lire, destul de scump așa. Dar este un, hai să zicem, un remake, un remaster destul de frumusel. Și am început să joc Mass Effect 1. și am jucat Ok primele, primul set de misiuni așa în uh, Citadel și într-adevăr uh, gameplay-ul este mai frumos, mai fain decât uh, îmi aduceam aminte mai de mult. E destul de intuitiv, așa, e fain că te lasă să, uh, cum îi zice, să citești toate, toate, journal entries și la un moment dat să zici mar, Mark, all as uh, red. În tot felul de joc nu-ți voie să faci treaba asta și dacă ai un, uh, spirit în de completionist, trebuie să vrei să te duci neapărat să dai click, click, click peste tot, cum e Cyberpunk. Cyberpunk nu are o chestie gen Mark Ola's Red în, în, toate journal entries, în shards și este foarte enervantă faza aia. Și vezi chestii astea mici care ai zice că nu ar trebui să conteze pentru om, că uite cât de mult ai lucrat la jocul ăsta, dar pe o chestie de mică se poate lega oricine. Și mi-a plăcut, mi-a creat o impresie bună, grafică bunicică, gameplay-ul chiar fain. La un moment dat stătusem până la, pe la brătării, noaptea să-l tot joc și am zis, știi ce? Hai să-l dezinstalez. Și eu mă mut, probabil tu te muți înaintea mea, și eu mă mut în perioada asta și eu am nevoie să am creierul ocupat cu alte treburi mai utile decât să stau pe Mass Effect. Știi? Și așa că probabil o să reinstalez mai Mass Effect cândva în viitor. Important e că mi l-am luat. Și nu nu regret, sincer nu regret, chiar dacă e prețul destul de mare. Dar am avut cu um, ce să-mi ocup timpul, știi? Da, și eu, și eu l am pe listă, eu am fost mare fan Mass Effect, mai ales, nu știu, Mass Effect 1, cred că l-am jucat cel mai mult, probabil, și Mass Effect 2 și 3, practic le-am pe toate 3 în continuare, în camera cealaltă am colecția pentru Xbox 360, prin 2015 mi-am cumpărat un Xbox 360 tot de aici din Germania, atunci eram doar temporar aici, eram la o, la o școlarizare și cum școlarizarea a durat 3 luni și mă plictiseam în camera de hotel, aveam un ai televizorul și am zis, bă, ce bine ar fi aici un Xbox sau un Playstation. În fine, Playstation 3 aveam acasă și am zis, hai că mi iau un Xbox ca să am uh, gama completă, știi? Și am luat unul la mâna a doua, evident, nu mai știu cât am dat pe vreo 100 de euro, poate. Și -am, uh, am fost pe la GameStop aici și mi-am cumpărat niște jocuri, tot așa la mâna a doua. Mamă, și când am văzut Mass Effect, ce bucuros am fost, mi-am luat toată colecția, nu știu ce, m-am dus să uh, bucuros nevoia mare să le joc și ce numai în germană toate trei jocurile. Uite, așa, așa înveți și tu limba. Da, dar nu asta e problema. Oricum, eram în perioada în care învățam încă germană, nu știam cum la fel de bine ca acum, dar nici măcar acum nu, nu le-a jucat cu plăcere, pentru că pe mine mă deranjează ideea de dublaj în general, știi? Mie îmi place să joc un joc sau să văd un film în limba lui originală, indiferent că e engleză, germană, chineză sau orice ar fi. Și dacă e de tradus, subtitrări. Dar ăsta este doar în limba germană și nu le-am mai rejucat din cauza că n-am putut să trec peste asta, știi? Nu e, voice acting-ul nu e niciodată la fel de bun ca la original, în primul rând. Știi? Și se pierde, se pierde în traducere din, din esența jocului și din, din farmec și nu le-am mai jucat. Și de-aia aș lua remake-ul ăsta doar pentru că am fost mare fan, mi s-a părut genială povestea, clasele de extraterestri, foarte mișto, totul a fost bun la jocul ăla. Și chiar sunt curios să văd ce au făcut cu remake-ul ăsta. Și... Poate după ce termin de izgon și după ce mă muci și mă liniștesc, mi-l iau ca să am ce juca iarna asta. Una dintre chestiile pe care le-am descoperit și eu când am reverificat jurnalul ăla cu istoricul speciilor și, să zicem, descrierea de arme, armate și mașinării, a fost faptul că, băi, uite, ăștia chiar s-au gândit să facă un istoric chiar foarte fain. Îți dai seama, ei, oricum, ca să facă jocul, au scenariile alea pregătite, cu dialoguri, cu ce vrei tu. Deci, da. nu, le nu ar fi prea greu să scrie și pentru tine, să fac o secțiune unde explică istoria lucrurilor și cu să zicem gândul din, sau logica din spatele lor. Și asta mi-a plăcut la Mass Effect. Bine, 1, 2 și 3. Ăsta cu Andromeda, eu încă l-am, dar nu l-aș mai juca. Nu știu, a fost așa o ruptură puțin cam prea ciudată de la ceea ce mult normal era mai Mass Effect. Știi că după 3 toată lumea a început să se bucure. Uite, avem Andromeda. Și când, când au început să joace, deja a zis nu, parcă nu ne combine. Am a, a, a a a a încercat lipsă și eu în Am încercat și eu Andromeda cu vreun an, dar nu m-a prins neapărat. Nici nu i-am dat atenția cuvenită, știi? Uh -huh. Nu pot să-mi fac o părere încă. Nu. No. Și uite, așa că am vrut să-l joc și să-l rejoc, dar... <laughs> Hai să trecem la știrile noastre de, de zi cu zi, ca să zicem așa, că hai. până la urmă, dacă e să ne discutăm de Mass Effect, ce ne place și ce nu ne place, cred că o să stăm pe atât de mult de vorbit, pe că am jucat jocul ăla. Știi? Bun, hai să mergem la prima mea știre, e de la Sinet. Nu știu dacă tu știai, dar se poate reconstrui fața oamenilor din codul ADN. Zim zi dacă știi de asta. Acum știi? Chestia asta e... Nu, e... Nu e cumva de vreo câțiva ani de zile încoace, ca să zicem. Hai să zicem, să fi fost acum câțiva ani când s-a aflat de anumite cercetări, cum că din codul tău genetic poți să izolezi câteva gene și să-ți dai seama de forma corpului, de morfologie, știi? Distanța ochilor, nasului și ce vrei tu pe acolo. Dar, yeah. uite că mai nou, deci asta nu e o chestie nouă, ci ce au făcut așa mai nou, oamenii de știință au folosit ADN ca să vadă cum arătau trei mumi, trei egipteni, trei faraoni vechi, care acum sunt pe post de mumii prin tot felul de muzee. Și au, zi, au făcut comparații între codul ADN, rezultatul de la codul ADN și cum arătau mumiile și, într-adevăr, sunt cam pe acolo. Sunt cam pe acolo Și arată chiar și un fit electronic fit, cum se spune așa cu cei trei faraoni care au fost prinși, cele trei mumii, cel puțin, nu neapărat faraoni. Cică, ghesuat, cică a fost, e un simpozium, un simpoziu al 32-lea a fost acum, simpoziu internațional de identificare umană, știi? Și asta este în special pentru știință uh, forensic science, nu știu acum cum se ar traduce neapărat uh, forensic, dar criminalistică. Da, ceva e de termen care vine în cap. Era, era, să zic știință penală, dar nu, nu sună deloc bine, știi? E criminalistică, identificare criminalistică și, într-adevăr, cei de la FBI fac, se folosesc, într-adevăr, în SUA de codul ADN. Și am înțeles că se folosește ceea ce se numește SMP, Single Nucleotide Polymorphism, adică polimorfismul unor nucleotide. Acum, efectiv, exact ce înseamnă Și cum nu m-a interesat Important este că e o, e, e o firmă Se numește Parabon Care poate să facă treaba asta Și ce că poate să prezică De exemplu Istoria genetică Culoarea ochiului Culoarea părului Ce culoarea pielii Dacă ai avut pistui sau nu Și forma fețelor Gândește-te Deci Și este vorba că pe baza codului ADN, firma asta Parabon poate să de detecteze inclusiv dacă sunt oameni din uh, albi cu negri, alb cu chinez, negri cu chinez, ce vrei tu, deci cupluri mixte, efectiv, din părinți mixti. mixti. Și uite-te că e o chestie extraordinar de tare. Știu că citisem știrea asta sau știre de genul ăsta cu unul sau doi ani de zile. Și am uitat, am uitat, zic, a, sigur o să facă. Dar până la urmă să fie folosită uh, în mod direct la identificarea unor mumii și a unor oameni, tu îți dai seama ce departe a ajuns știința? Da, absolut. Uh, oricum, chestia asta cu cercetarea genetică e un subiect extrem de interesant și unul din alea în jurul căreia nu prea pot să-mi să, să -mi, înfășor mintea, cum se zice pe engleză. Uh, eu am studiat, n am făcut un liceu real, porma am făcut în o facultate, de silvicultură, unde am mai învățat și chestii de biologie și așa mai departe, și eram pentru nivelul respectiv destul de bunicel la genetică, eram interesat de subiect și mi-a plăcut evident, vorbim de un nivel super basic. Dar ce fac ăștia cu, cu, cu chestii de genul ăsta mă, mă depășește complet. Înțeleg așa la bază, dar efectiv procesul și instrumentele pe care le folosesc sunt din alt univers pentru mine, dar uite vezi. Ne potrivim foarte bine pe subiectul ăsta pentru că recent am făcut și eu un, un test ADN. Tocmai pentru că sunt atât de bune, să zicem așa, sau atât de interesante chestiile astea să afli care e compoziția, consistența ta genetică și de unde te tragi. Încât am făcut un, un test ADN la, la MyHeritage. Există mai multe platforme. Există uh -huh. 23andMe, care e cam cel mai popular. MyHeritage și Ancestry.com. Uh -huh în Europa, mai heritage e cel mai ușor de obținut și costă cel mai puțin. Dar 23 poate să are niște pachete mult mai interesante care poate să-ți ofere inclusiv informații de genul ăsta, cum fac băieții ăștia pentru poze, gen să-ți estimeze cularea ochilor a părului, nu știu ce, inclusiv să-ți facă o listă cu Posibile boli la care ai putea fi vulnerabil, știi? Da. Ceea ce e foarte interesant, mai ales dacă ești tipohondru, <laughs> dar, dar și dacă nu, adică poți să te pregătești sau nu știu, să știi, bă, uite, ar, poate ar fi bine să-mi fac mai des analizele, că oamenii ăștia zic că am un risc crescut de diabet sau mai știu eu ce, înțelegi? Deci chestii destul de interesante. Știi, mă, uite, mare surpriză mare să știi că sunt 72% român, să știi, 72% balcanic. 10% aproape italian și alte mixuri din, din zona balcanică în rest. Ceea ce e foarte interesant, știi? Am putea să vorbim mult despre treaba asta cu genetica, dar uite, vezi, în zona balcanică încă se păstrează, sau cel puțin în România, se păstrează puternice genele italienești, adică aproape 10% nu-i de aici, de acolo, știi? Uh, și uite, să... foarte bine formarea poporului român chestia asta. Da, între Decebal și Traian. Cum au reușit aia doi să facă poporul român? Asta e un mister al istoriei. <laughs> Bun, ideea e că eu încă nu mi-am făcut, mă gândeam la două, 23 mei și probabil că o să ne facem și noi testele astea genetice. Sunt curios și eu să văd ce origini, ce neamuri am pe acolo. Cumva se laudă din, din, din dintre neamurile mele că aș avea ceva origini și germane și origini rusești și probabil ceva maghiare, deci nu știi cum, cum se amestecă mm -hmm. totul pe acolo. Ceva îmi spune că nu sunt atât de român ca tine, dar asta e, se mai întâmplă, ce să zici. <laughs> Nici eu nu mă așteptam. <laughs> um, oricum, da, eu recomand 23.000, numai că aici în Germania e mai greu de obținut. N-au uh, o reprezentanță directă, ca să zic așa și e mai complicat. Poate la un moment dat o să-mi fac și eu unul din ăla, dar pentru moment sunt satisfăcut cu asta. Pe mine asta mă interesat, să văd de unde mă trag genetic, știi? Să văd dacă sunt dac liber, cum se dau atâția de pe internet sau sunt altceva. Și uite că sunt destul de aproape. Știi ce ești? Tu ești dac străin, plecat peste țări. Da. și uite, chiar de curând, tot legat de testele astea de ADN, tipul ăsta de la Veritasium, pe canalul de YouTube Veritasium, Derek Müller, a făcut un, un, mini documentar legat de folosirea codului genetic și analizelor genetice. Și spunea că, de exemplu, în cercetări din astea de infracțiuni, în SUA, faptul că oamenii și-au urcat codul genetic pe tot felul de platforme, Ancestry, 23andMe, ce mai vei tu pe acolo, i-au ajutat pe ăștia de la FBI și nu numai să găsească criminal, dar nu în mod direct, că nu și-au urcat oamenii respectiv codul ADN, ci prin faptul că un văr îndepărtat la văr de-al doilea, de-al treilea și a urcat codul genetic și atunci au comparat ăștia din baza de a FBI cu codul genetic de acolo și au, și au zis, băi, uite-te bine că codul genetic pe care îl avem noi aici ca probă în dosarul X e de la cineva care e văr de-al treilea cu persoana aia care a urcat codul pe acolo. Și atunci merg, merg din fir -apăr și verifică toate neamurile unei persoane. Și cu alte cuvinte, ideea generală a mini-documentarului ăsta de la Veritasium era că, de fapt, informația sau codul tău genetic mai devreme sau mai târziu ajunge să fie expus pe bucățele. De exemplu, ai fratele care și-a și urcat codul genetic pe o platformă, ai tatăl care și-a urcat pe codul genetic pe altă platformă, mama pe altă platformă și mai devreme sau mai târziu tot ce vor trebui să facă orice fel de firme din asta de investigație este să ia codul genetic bucățele de aici, de aici, de aici, de aici și reconstruiesc codul genetic al tău, care tu, de fapt, nu le-ai urcat pe niciun fel de platformă. Și așa au reușit să prindă ăștia foarte mulți criminali sau infractori în, în SUA în ultimele câteva decenii. Și, da, interesant. Și mă gândesc că și în România se aplică chestia asta, mai ales atunci când a rămas o urmă de cod genetic. Dar tot ce trebuie să rămână în urmă este o celulă și când transpiri sau când strănuți sau ceva, ori un fir de păr. Și ăla este un principiu suficient ca să poți fi, ca să poți fi identificat. Și guess what? Ultima chestie pe care vreau să zic de articolul ăsta de la Sinet, mumiile astea sunt vechi de 2500 de ani. Deci au cod genetic vechi de 2500 de ani și au reușit să reconstruiască fața oamenilor. Guess what? no, acolo ajungi. Și știi care e faza interesantă? că noi la tehnocultură ce facem mai? Ne, ne, și gândim puțin în viitor. Odată ce poți să faci treaba asta, înseamnă că iei de la embrion, de la făt, o celulă, iei codul genetic din celula respectivă și o să poți da seama cum arată, cum va arăta persoana respectivă, bărbat sau femeie, la vârsta de 25 de ani. Ăștia de la Paragon, cam așa fac, cum ar arăta persoana X la vârsta de 25 de ani. Și tu, deja părinte, nici nu ai copilul născut și o să poți avea uh, în forma fizică, copilul tău, cum va arăta pe la vârsta de vreo 25 de ani de zile, plus diverse chestiuni, gen risc de boală și alte chestii, știi? Ce zici de aia? Da, nu. Genetica e unul din cele mai misto uh, uh, domenii din uh, știință și tehnologie din ziua de azi, pentru că are o aplicabilitate practică foarte mare. Și poate fi și de foarte mare ajutor, dar uite, vezi, poate fi folosită și în situații din astea de vanitate, gen să vezi cum, cum va arăta copilul tău peste nu știu câți ani. Uh, un pic inutil, dar na, până la urmă prost nu e cine cere, prostie cine dă, știm, zicala, în fine. Poate o să vreau și eu la asta la un moment dat. Dumnezeu știe. <laughs> da. Adică în ideea să mă pregătesc pentru ce se va întâmpla dacă seamănă cu mine și nu cu nevastă -mea. Glumesc, glumesc. Exact. Sigur. Nu, și atunci, uite, asta vreau să zic aici, mai ADN-ul, deși în viitor va fi folosit și ADN-ul pe post de, să zicem, stocare de informații, da? o să ajungem și acolo, probabil în vreo 10-15 ani de zile. Până acolo mai avem de discutat. În fine, se poate reconstrui fața oamenilor din codul ADN. Hai să trecem la, la știrea ta și aici cred că o să avem mai mult de comentat. Da, o să avem, sper eu, nu foarte mult de comentat, dar suntem pe data de 5 octombrie și ieri 4 octombrie a avut loc una din cele mai mari tragedii din istoria recentă, și anume platformele corporației Facebook, și anume Facebook, Instagram, WhatsApp, Facebook Messenger și, din păcate, chiar și Oculus au picat pentru multe, multe ore, vreo 6 ore în total, ceva de genul. N-am simțit deloc uh, picarea asta, nu știu, la tine cum e, cât de, de des unde, folosesc serviciile lor. Vezi de unde și titlul, asta la vista Facebook. Poc. Exact. <glie> deci, da, după cum ziceam, eu nu prea folosesc serviciile lor, cel mai mult Instagram, WhatsApp, doar cu foarte puține persoane și. Facebook în general aproape deloc, deci n-am fost afectat mai deloc. În schimb, motivul pentru care am ales fix articolul ăsta e pentru că mi-a fost afectat iubitul meu Oculus Quest 2 pe care abia ce l-am achiziționat și nu că nu mai puteam să fără să mă joc pe el aseară, dar de curiozitate am zis, bă, dacă toți sunt toate serviciile astea picate, hai să vedem, Oculus mai stă în picioare. Și nu mică mi-a fost mirarea să constat că nu prea. Adică ce vreau să zic prin nu prea, um, rămăsese casca în Beat Saber, în, în jocul ăsta în care tai cuburi pe muzică cu săbile, care probabil e și cel mai mișto joc de VR în continuare în momentul de față și am putut să-l joc, adică chestiile, melodiile pe care le aveam descărcate am putut să le joc, dar nu puteam să descarc melodii noi, și nu puteam să fac nimic în, în meniu principal, în momentul în care ieșai din joc nu îți mai apărea nicio pictogramă, niciun de asta, thumbnail, nimic din, din ce era online, pur și simplu tot ce puteam să fac era să intru în aplicațiile pe care le aveam deja descărcate și care nu, nu solicitau niciun fel de comunicare online. Și uite, asta despre asta e și articolul ăsta în care scrie de de chestia asta, faptul că și platforma Oculus a fost afectată. Și mă gândeam la chestia asta, bă, cât de nasol e în ziua de azi când toate chestiile astea sunt, sunt integrate și nu sunt multe servicii pe care nu le poți folosi în cazul unui autici de genul ăsta, știi? Adică am dat aproape 400 de euro pe casca asta, știi, care e Efectiv, doar o jucărie și atunci când vrei să te joci cu ea, te trezești că, bă, uite, au picat la ăstea toate serviciile, știi? Totul, ce nici că okay, nu puteau comunica între ei, deci ei nu, nici nu. măcar nu puteau intra online să-și rezolve problema lor online. Exact. E o situație totuși destul de excepțională, nu mă aștept să devină o regulă, dar totuși, știi, trebuie să ne punem niște semne de întrebare dacă vrem să avem tot un online. Noi am mai discutat chestia asta aici, despre cât de bine sau de rău e să ai tot un cloud și tot online și eu sunt în continuare de părere că nu e ideal. Uh, ok, o jucărie, în fine, treacă, meargă, putem trece, dar dacă ăștia sunt afectați, la fel de bine ar putea fi afectat Google, Microsoft, Amazon sau mai știu eu cine, unde lumea își stochează fișiere, poze, documente și ce mai vrei tu. Și de-aia rămân în continuare de părere că deși viitorul e al cloud nu e o idee bună să nu ai copii uh, fizice la tine în calculator sau la tine în casă ale unor chestii extrem de importante lăsând la o parte Facebook, jocuri, nu știu ce dar iarăși, cum ăștia au fost afectați atât de puternic, te poți trezi că într-o zi nu poți să-ți accesezi nu știu ce document important când ți-e lumea mai dragă că cineva ți l-a trimis pe WhatsApp și l-ai salvat numai acolo sau mai știu eu ce știi? Și trebuie să avem destul de multă grijă cu chestiile astea. Știi că... Știi? că erau... Pe de altă parte, atâta mai vreau să zic, aș fi putut oricând să dau 50 sau 100 de euro în plus pe un serviciu de genul ăsta, care să funcționeze perfect și atunci când nu ești conectat la internet. Numai că nu există. Adică diferența de preț la următorul, cel mai bun sistem VR e de la Oculus ăsta, care e undeva la 350-400 de euro, până la ăla de la... Uh cum se numește, pe care îl produce chiar uh, Steam, uh, care costă peste 1000 de euro, știi? Și undeva între. Nu prea ai ce alege. Știi care e faza? Nu numai ăștia cu ocurul s-au fost loviți, ci și oamenii. Steam Index, așa. Care... Steam Index, așa zice. Parcă da, da. Uh -huh. Au fost afectați și alții. Deci oameni care, de exemplu, se foloseau de Facebook Login vrei să te loghezi în nu știu ce serviciu sau nu știu ce site, dar tu de fel te-ai logat cu Facebook-ul. Pentru că sunt oameni care în loc să își bage ei user și parolă, este mai ușor să se logheze cu Facebook. Știi? Absolut, da. Și oamenii da. nu n-au putut să se logheze. Și Știi? eu făceam asta într-o vreme, dar între timp mi-a venit minte la cap. Bun, și nu mai ăștia, cine a mai vrut să dea like sau share sau ceva, tot fel de servicii care depindeau de facebook.com să fie online, n-au funcționat. Și aici, în primul și în primul rând, Chiar mi-am adus aminte de o critică pe care o aveau, mi se pare, autoritățile din SUA legată de, de ăștia de la Facebook și le zicea Ok, îți dăm voie să cumperi Instagram, îți dăm voie să cumperi WhatsApp, dar să nu faci unificarea sistemelor. Facebook aia a făcut, a făcut unificarea sistemelor, să depinde pur și simplu numai și numai de Facebook. Și atunci îți dai seama, când cade Facebook, cad și celelalte. Asta va fi invariabil... O, o, chestiune obișnuită, dacă e să vorba să Facebook-ul se topice, se topice, știi? Da, e oribil. Și când am auzit că Oculus Quest sau ce mai sunt astea depinde de login de Facebook, am zis nu vreau. Chiar, chiar am și zis, zic, nu, prietene, lasă-mă, dăm voie să, în cel mai rău caz, dacă trebuie să fiu online, dăm voie să-mi fac pe userul și parola mea. Nu mă obliga să folosesc un anumit cont din asta. Și aici se descoperă când, că servicii din astea extraordinar de mari trebuie tăiate. Deci eu sunt de acord să înceapă un proces din asta antitrust și împotriva Apple și Google și Amazon și Facebook. De ce? Pentru că ăștia devin prea mari. Și zic că, că sunt acum în stadiul ăla de too big to fail. N-are cum, suntem prea mari, avem inerție, ne ducem peste tot și rupem. Dar, vezi, s-au dus peste tot și șase ore ieri, miliarde de oameni efectiv au fost afectați. Înțelegi? Și asta a fost o chestiune foarte cunoscută de mai toată lumea. De ce? Pentru că, unul a durat șase ore și, a doua, a afectat o mulțime de oameni, chiar și oameni care nu au prea multe cunoștințe de internet. na? WhatsApp-ul, de exemplu, în India, e folosit să se facă și plățile, de exemplu, pentru tot felul de servicii. Știi? Și atunci, normal că îți dai seama, probabil că Facebook s-a întins prea tare. Și atunci singurele autorități care pot interveni sunt cele din SUA și unde ar trebui să zică ok, hai să te obligăm să tăiem puțin din serviciile astea și să te obligăm să-ți să vinzi din părțile tale, din WhatsApp și Instagram, pentru că pur și simplu ești un liability. Hai să zicem că nu se va mai întâmpla niciodată. Dar oricum asta ne-a arătat cât de periculos este ca o firmă oarecare, de orice fel, să controleze bucăți, efectiv bucăți enorme din internet. Bineînțeles, internetul nu este egal cu Google, Amazon, Facebook. Dar, măi, o parte bună din internet este controlată de către oamenii ăștia. Și atunci, normal că nu, nu m-a supărat deloc. Când am auzit că a picat, chiar îmi trimisese cineva mesaje pe Messenger. Nu m-a interesat. Nu-i nimic. Ori întregi, ce faci? Ai cărți de citit, filme de văzut, există alte servicii. Și să nu uităm că mai fost asemenea căderi de servicii și în urmă cu vreo câteva săptămâni, poate chiar luni, bune. Google a avut probleme din asta la un moment dat că nu puteai intra pe Google Chat, pe Gmail și alte chestii. Amazon a avut la un moment dat probleme cu propriile sale servicii de hosting și se întâmplă. Și de obicei, că acolo este pusă explicația de la Cloudflare în linkul respectiv, de obicei când se întâmplă că asta enorme de bucăți întregi de servicii de la firme de astea mari, e o configurare undeva. Te poți gândi că este efectiv o linie două, un fișier care are o linie două de să zicem, variabile de configurat și cumva le-au greșit pe acolo și au dat drumul la chestia aia, știi? Și asta, de obicei, este făcută de cei de la DevOps, în principiu. Developer Operations. Oameni care se ocupă cu chestii ce țin de infrastructura. Infrastructura unei anumite firme, știi? Și atunci ei, bineînțeles, se ocupă și de, de chestii de genul DNS, caching, rerouting și tot ce vrei tu acolo. Și oamenii au putere destul de mare. Cu, o singură, cu, o singură, cu un singur click aici colo poți să trimite un website în afara internetului într-un într instant, într-o secundă, efectiv. Știi? Și în cazul ăsta de la Facebook ce s-a întâmplat data trecută, inițial se credea că ăștia au trimis IP-uri greșite pentru, efectiv, pentru numele lor de domeniu, facebook.com dar de fapt s-a descoperit că e o problemă și mai mare, știi? Și aici cred că trebuie să fac o mică explicație legată de uh, Border Gateway Protocol, protocolul care face ca diverse rețele mari de internet să comunice între ele, știi? Și se spune, de exemplu, DNS-ul e un fel de carte de telefon pentru adrese web, uh, pentru domenii. De exemplu, dacă se duce cineva la tehnocultura.com, trebuie să meargă la adresa 150.0.70, știi? Și alea sunt serviciile DNS. Fac o corespondență între un domeniu și o adresă de IP. La ăsta Border Gateway Protocol, ce ți zice? îți zice? indică direcția în care trebuie să se ducă un anumit pachet, o anumită informație, știi? Și ce se întâmplă? Ăștia de la Facebook au trimis setări în toate ruterele de care se ocupă de BGP, Border Gateway Protocol, au trimis instrucțiuni și au zis, știți ce, scoateți-ne din, din lista voastră. Și efectiv ce au făcut, numai că n-au putut ajunge oamenii la, la o anumită adresă IP. Efectiv, când au, când ăștia de la Facebook au făcut schimbarea, toate ruterele BGP au spus, ok, dacă cauți Facebook, noi nu mai știm de Facebook acum. Și tocmai de aceea, și toate setările astea s-au propagat. Că și atunci când îți schimbi un domeniu, de pe un hosting la altul, după adresa de IP la alta, chestia asta durează până se propaghează, propagă pe toată planeta. Cam 24 de ore, știi, până când informația asta este propagată peste tot. Tocmai de aceea, dacă Facebook a picat în SUA la un moment dat, o să vezi cu întârziere că pică și la tine în Germania și în alte părți. Și când au reușit să rezolve, tot așa cum întârziere a fost, pentru că e un sistem global. Și, efectiv, Facebook în sine este un Autonomous System, într-un fel spus, adică ei sunt propriul Load Network din ala mare. De obicei ai tot felul de ISP-uri care sunt considerate Autonomous Systems și explicația acolo în Cloudflare. Și BGP-urile astea, ajutările astea, ajută să conecteze sistemul 1 cu sistemul 7. Cum? Păi via sistemul 3. Dacă sistemul 3 nu merge, mergem de pe 1, pe 2, pe 5 și pe pe 7, știi? Și atâta timp cât uh, acel BGP are informația despre tine, ca Facebook, că existi. Și, efectiv, ce-au făcut tipii ăștia la Facebook? O setare, probabil echipa lor de DevOps, au zis, uh, cine știe, o, probabil o greșeală umană ceva, au zis, ok, scoate-ne de pe internet. Și asta s-a întâmplat. Șase ore, Facebook, efectiv, nu a existat pe internet. Nu că, chiar dacă știai adresa IP, nu puteai să ajungi la ei pentru că rutelele BGP nu știau cum, cum să ajungă la adresa aia. nu, știu, nu știm, sorry, nu știm. <laughs> și asta a arătat cât de dependent este cumva, cât de dependență suntem noi de o infrastructură veche, gândită încă de prin anii 70, ca să fie puși cumva în legătură X cu Y de-a lungul globului, de-a lungul și de latul globului. Și nu înseamnă că e un sistem foarte rău. Numai că, care este treaba? cine cunoaște sistemul ăsta BGP, poate să afecteze destul de mult, dacă vrea în mod intenționat, poate să afecteze destul de mult traficul global de internet. Mi se pare că la un moment dat Turcia, mi se pare, Turcia sau China, una din două, au făcut modificări la BGP, la rutele BGP, în așa fel încât aproape tot traficul din lume trecea prin Turcia, la un moment dat. Prin Turcia sau China, efectiv, nu mai țin minte, a fost, cred că, anul trecut treaba asta. Și mi se pare că de curând ăștia din Pakistan vreau să blocheze YouTube-ul și au trimis o setare greșită la BGP și în așa fel încât YouTube-ul nu a fost uh, vizibil pentru, pentru, toată lumea de pe planeta asta. Înțelegi? Nu numai în Pakistan, ci peste tot. Și asta îți arată că, într-adevăr, până la urmă, BGP-ul ăsta poate are nevoie de niște update-uri la modul în care funcționează și îți arată cât de ușor este, efectiv, la un moment dat cine vrea și cine insistă să, să te scoată de pe internet, cât de ușor ar fi să te scoate, știi? nu neapărat ușor, dar uh, posibilitatea aia există acolo, chiar dacă ești Facebook. <laughs> și atâta. Cine are timp și chef să citească, să se ducă pe linkul ăla cu explicația Cloudflare și să vadă cum s-a întâmplat. E o, e o, chestie efectiv fascinantă. Citeam seară pe la ora două. Să vedem cum s-a întâmplat chestia asta și cum au, a fost o problemă mult mai mare decât simplu fapt că serviciile DNS nu indicau adresa de IP. Efectiv, adresa aia de IP nu putea fi accesată. Și cam atâta. Gata, sunt over-excited. <laughs> da. Um... Rău, rău oricum să se întâmple o chestie din asta, cum să zic eu? Într-un fel e bine că s-a întâmplat la Facebook și nu la niște servicii care oferă pă, lucruri mai importante, dar uite, cum ai zis și tu, pă, indienii folosesc cu mult mai mult decât noi și în scopuri mult mai importante, să zicem așa, și probabil că, adică nu probabil, știu sigur că există oameni pentru care Facebook-ul e literalmente tot internetul și atunci oamenii au trăit o dramă. Eu n-am dat doi bani pe chestia asta, dar. Morala, e nu-ți spune toate ole într-un singur coș dacă nu s-a învățat încă lecția asta, tot ce se întâmplă în ultimii doi ani de zile ne, ne arată același lucru în continuare și poate într-o bună zi o să înveți -mi în minte. Hai să mergem mai departe. Hai să mergem, de, mai departe la alte chestii de învățat. Sunt de la Security Now 838. E o chestie hai să zicem similară, legată de, de modul în care funcționează un serviciu foarte mare. Și în podcastul respectiv, Sip Gibson vorbea despre Autodiscover Fiasco de la Microsoft. Și arăta că Microsoft, cu toate care miliarde la dispoziție, nu au dorința, că putința au, dar nu au dorința efectiv să rezolve anumite probleme de securitate sau vulnerabilități pe care le au acolo. Și ce se întâmplă chestia asta cu autodiscover și cu fiascul autodiscover? cică? ăștia au gândit un protocol, să zicem, de la Microsoft, prin care Outlook, de exemplu, sau Mail, tot ce ai de făcut este să-i dai adresa de e-mail și parola și atunci el, clientul respectiv, ca așa, programul respectiv ca de e-mail, se ocupă pentru tine să găsească setările obișnuite, gen serverul pe care, cu care trebuie să se conecteze, POP, SMT și, de exemplu, portul pe care trebuie să se conecteze. Câteodată este greu să obții informațiile astea. Trebuie să discuți cu echipa de IT să-ți dea informațiile ca să poți seta tu clientul de mail în calculator. Și atunci ăștia de la Microsoft ce au zis? Hai mă să le facem o la o viață mai ușoară, pentru că, ce știu, o fi venit vreun enterprise la noi și au fost nervoși că trebuia să zică, ok, trecem frumușel domeniul și portul potrivit. <laughs> și ce s-a întâmplat? Au gândit așa un algoritm. Și atunci, clientul de e-mail ce face? Se duce prima oară, hai să zicem că tu ai adresa de e-mail, vlad.banica.com, pardon, vlad com, ok? Așa, așa. Și atunci, Vlad. A fost aproape să dai pe aia adevărată, oricum. Ah, nu, 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 ok? Și ce se întâmplă? Dai și parola, și atunci outlook-ul, ce zice? Se duce pe bănică.com și comunică cu site-ul bănică.com și zice băi, dă-mi dă adresa de, dă-mi setările de mail ca să le instalez eu aici. Și de la bănică.com nu primește informația potrivită pentru că nu știe să-i dea. Se, se duce după aia pe subdomenul mail.bănică.com, nu găsește nici acolo, atunci, ok, se duce pe mai departe în algoritm, e discover, autodiscover.bănică.com, nu găsește iarăși. Și atunci, următoarea regulă inventată de ăștia de la Microsoft și acum rezolvată într-un fel este de la autodiscover.banica.com, Outlook se duce la autodiscover.com. Și ce se întâmplă? Se duce la autodiscover.com și zice, băi, am user și parola asta, dăm detaliile de configurare. Chestia care e? Tu deții controlul numai asupra site-ului banica.com. Outlook-ul sau Microsoft dețin controlul numai asupra domeniului Microsoft.com și atâta. Dar autodiscover.com nu este deținut de nimeni sau la vremea respectivă nu era deținut de nimeni efectiv. Și ce au făcut niște cercetători, cercetători? Au cumpărat domeniul autodiscover.com și au descoperit că sute de mii până la urmă milioane de requesturi erau făcute la domeniul respectiv și primeau adresa de e-mail a omului și parola. Milioane de oameni primeau de la serviciile Microsoft în clar adresa de e-mail și parola. Gândește-te ce înseamnă treaba asta. Și chestia asta a fost semnalată acum în 2017, acum vreo 4 ani de zile, și a spus, mă, vedeți că dacă folosiți serviciul ăsta cu protocolul ăsta de la Microsoft în stilul ăsta, la un moment dat o să ajungi la credential leakage, adică se scurg informațiile personale, adică parolă și e mail cuiva online. Și abia de curând, tot așa un, un cercetător, un hacker din asta s-a enervat și a făcut publică informația asta, la fel cum era tipul ăla cu Apple, știi? Și a zis, băi, voi sunteți nesimțiți. Voi știați de informația asta și voi n-ați rezolvat-o. Și zice, uite, noi am cumpărat câteva domenii. Era o firmă de securitate, a cumpărat câteva domenii care sunt așa, autodiscover.com, autodiscover.co.uk sau autodiscover.de, cum ar fi în Germania. Și... Că dacă tu aveai bănică.de, se ducea așa prima oară pe bănică.de, după aia pe mail.bănică.de, după aia pe autodiscover.bănică.de și după aia pe autodiscover.de. Deci așa mergea după TLD-ul ăla, top level domain, care e com, de și ce vrei tu mai departe. Și știi care a fost soluția la Microsoft? Te las să ghicești. Că tu n-ai citit știrea, te las să citești, să ghicești. Care a fost soluția Am Microsoft? Am citit printre rânduri, e prea mult ca să fi citit tot. Deci, nu știu, nu am soluția. nicio idee. Reinstal de Windows. Eu asta, asta e soluția mea <laughs> la orice problemă. Da, numai că în cazul ăsta nu poți să rezolvi, că este un algoritm gândit de, de către ăștia de la Microsoft. Ce-a făcut Microsoft? Deocamdată s-au dus să cumpere toate domeniile posibile care sunt cu autodiscover. autodiscover.co.uk, autodiscover.uk, autodiscover.de.ro. Ce vrei tu? Deci s-au dus să cumpere pe toată... Uh, pe toată linia. Și acum nu știu... Adică ceea ce se mai numește în alt termeni duct taping. Da, exact, exact. Deci au pus, n-au rezolvat problema reală ci au luptat cu simptomul. Nu știu acum dacă te duci în roteled, dacă găsești autodiscover.ro, fiind luat de către ăștia de la Microsoft. Hai să vedem, sunt curios. Rotel.ld quiz. Știi că poți să începi așa. RoteleD top level, hai să vedem dacă găsim autodiscover.ro Autodiscover. .ro. Autodis... Clover.ro Hai să vedem, găsim. Nu sunt robot. Continuă. Așa. Christine NS. Este luat de cineva, dar nu pare. E pe persoană fizică. Deci cineva probabil că știa treaba asta. Este luat de, ce știu, persoană fizică. Nu spune exact cine este. Are name serverele de la duse către Cloudflare. Mm, a, e posibil. Dar fiindcă se folosesc, se folosesc nameserverele de la Cloudflare, e, ca, e posibil să fie Microsoft în spate. Pentru că în multe situații, tot felul de domenii din astea, au folosit nameserverele de la Cloudflare. Cloudflare. Deci da, e posibil că Microsoft a cumpărat și autodiscover.ro. <laughs> dar, cum ai zis și da. tu, a fost duct taping. Deci e o, e o chestie hai să zicem, ca prima soluție este, este relativ ok, lupți, lupți, cu efectul. Dar Microsoft nu s-a pus în mod real să schimbe algoritmul și nu știu când îl va schimba. Și uite-te că este vorba de un serviciu, o firmă, care, care, se ocupă de datele tale personale, nu numai user și parolă. Prin Microsoft se transmit tot felul de documente financiare, de sănătate, de ce vrei tu pe acolo. Și uite cum în felul ăsta au, au scurs, să zicem, în afara rețelelor normale, efectiv detaliile de logare ale oamenilor. No. Ce mai zici de asta? Da, drăguț, uite, vezi, bă, oamenii sunt inventivi, e clar, Lor probabil nici prin cap nu le-a trecut că s-ar putea întâmpla o chestie din asta, aia care au programat a, treaba să funcționeze așa și e foarte amuzant când cineva descoperă chestia asta, cred că efectiv... Nu-ți vine să crezi, știi, că e atât de simplu să dai peste mm -hmm. uh, o hibă atât de mare ca, ca asta. Da, și asta, ce vreau să zic e că, uite-te că internetul, dincolo de a fi o legătură între calculatoare, este efectiv ca un fel, hai, putem să zicem ca un fel de junglă, știi? Există foarte multe servere și rutere cumva lăsate aiurea, există site-uri vechi și noi, există tot fel de chestiuni uh, pur și simplu lăsate la voia întâmplării pe acolo în loc să fie o chestie bine organizată, este efectiv ca un fel de junglă și imită foarte mult societatea umană. Cu tot, tot felul de amestecuri și găuri și capcane și ce știu, cu botneți care te pot la orice oră. Încât, da, e un fel de imagine efectivă a societății umane. Dar hai să mergem mai departe, că putem discuta pe asta pe cât vrem noi de, de mult. La, Sunt curios de știrea ta de la Ars tehnica da, uite, vezi, am început podcastul ăsta prin a vorbi fix despre uh, Days Gone, un, un joc de la Sony, despre care se vorbește și în articolul ăsta. Uh, și e vorba în articol despre un fost director de la Sony care a vorbit un pic în, într-un podcast care se numește, dacă îl mai găsesc acum că am uitat, uh, așa, WhatsApp PlayStation se numește podcastul ăsta. Și uh, e vorba de uh, Sean Layden, fost director la Sony Interactive Entertainment, care a vorbit un pic în, în ultimul episod uh, despre ideea asta de a porta uh, jocurile pe celor de la Sony pe PC. O idee pe care Sony a refuzat-o multă vreme, mulți ani. Au zis, bă, nu, jocurile produse sub egida Sony rămân strict pentru PlayStation. Că noi așa le-am gândit și așa le-am lucrat și așa mai departe. Uh, e, uite, că în ultima vreme au cam renunțat la ideea asta și bine au făcut. Cred că e mai, în primul rând, cred că e bine pentru ei. Bine au făcut că au făcut chestia asta, au început portând, cred că Horizon Zero Dawn a fost prima mare portare de genul ăsta Apoi a urmat chiar Days Gone, se vorbește și că ar urma un Uncharted 4, ceea ce iarăși ar fi o chestie grozavă Abia Am văzut filme pe, pe YouTube cu Uncharted, uh -huh. deci sunt geniale, efectiv geniale da, nu, eu le-am jucat pe toate, am avut primele trei jocuri pe PlayStation 3, pe vremea când aveam un PlayStation 3 din la modelul FAT, cum se numește, care era o namilă din asta, care producea extrem de multă căldură, și știu că în momentul în care mi-am luat Uncharted-urile, s-a nimerit chiar vara cumva. Și mizeria aia făcea atât de multă căldură încât stăteam cu geamul deschis și transpiram, dar nu puteam să-l să, -l, să -l lași locul ăla din mână, înțelegi? Sunt extrem de bine făcute, iarăși niște povești superbe, personaje foarte faine, e efectiv ca un film bun pe care îl joci da? în care ești implicat um, da, deci de Gone uh, Uncharted 4 încă se zvonește și s-ar părea că și Dead Stranding care e unul din jocurile uh, cele mai noi um, de la Sony uh, a fost portat deja, n-am -am fost pe fază din nou, e un joc cu zombie, poate tu știi mai multe despre Dead Stranding eu nu n-am apucat să să mă informez despre el. Și da, are sens toată chestia asta, pentru că după cum am mai spus, cel puțin generația asta nouă, um, adică de la PlayStation 4 încoace, da, PlayStation 4, PlayStation 5, Folosesc aceeași arhitectură ca PC-urile. Portarea e banală, e super ușor, știi? Dacă în epoca PlayStation 3 sau mai de mult, puteam spune, bă, nu e așa ușor să portezi un joc, pentru că cel procesorul la cel broadband processor sau cum se numea, pe care îl folosea Sony atunci, avea o arhitectură complet diferită de, de uh, un PC X86. Uh, de aia, majoritatea jocurilor portate erau portate din versiunea de Xbox care Xbox fărăseau un procesor mult mai apropiat ca arhitectură și tehnologie, știi? Și de-aia multe dintre jocurile comune pe ambele platforme au fost mult mai bine optimizate pentru Xbox decât pentru Sony și Xbox a câștigat bătălia generației alea pentru că era mult mai ușor de lucrat cu platforma respectivă. Sony a încercat așa o chestie extremă, un procesor extrem de puternic și cu multe nuclee și cu o configurație ciudată, dar pentru că era greu de programat, multă lume a zis, bă, nu ne bate în capul cu chestia asta, știi? Și de aia, cele mai bune jocuri de pe generația aia, de pe PlayStation 3, sunt astea produse de Sony in-house, gen Uncharted și ce în The Last of Us Heavy Rain și încă câteva, pentru că ele au fost muncite, să zicem așa, pe platforma respectivă, nu au fost fușerite. Na. Și, în fine, trecând de la una la alta, articolul de față de asta ne spune că Sony dorește să porteze din ce în ce mai multe jocuri pe PC și e un motiv de bucurie pentru că, uite, Days Gone nu l-am luat pe PlayStation la momentul respectiv și am acum ocazie să joc pe un PC mult mai performant decât e decât un PlayStation cu hardware vechi de 7-8 ani și e o încântare. Și de ce zic că e foarte bine pentru ei? Păi evident, ei nu fac decât să-și mărească baza de clienți. De clienți. Bază de clienți da. efectiv. Adică ei vând ai știe de câte ori mai multe jocuri decât ar fi putut vinde pe PlayStation, pentru că baza de instalare PC e uriașă în continuare. Știi? Nu știu dacă, probabil că PC nu e mai popular decât în consolele sau cel puțin nu pe piețele foarte mari, cum ar fi Statele Unite și Japonia. Dar oricum e o cotă enormă de piață dacă stăm să ne gândim Și un, un câștig financiar enorm pentru Sony uh, Înțeleg ideea de a lansa jocurile mai întâi pe consola ta Timp de o săptămână, o lună Ca să ai exclusivitate și să îți asiguri da vânzările pe, pe hardware-ul propriu Dar pe termen lung nu mi se pare o idee bună să nu le portezi Mai ales jocurile astea extrem de, de bune și de populare Și de aia m-ar bucura să văd în curând poate și un God of War portat poate și un uh, The Last of Us ce ar mai fi, Crash Bandicoot de ce nu, are multe uh, francize foarte mișto Sony pe care e păcat să nu să ai ocazia să le joci chiar a, așa Și e. sunt și eu de acord Ei ceva pentru platforma ta în mod exclusiv, o lună, două, trei cât vrei tu, dar mai apoi să știu că vine și pe PC și atunci o să mă bucur și eu. Nu sunt stilul ăla de jucat jocuri pe consolă. am încercat, nu, nu s a prins de mine efectiv, și atunci aș prefera pe pe PC pentru că am văzut că jocurile pe PlayStation sunt foarte bine realizate. Au niște oameni acolo cu bun simț pe acolo, să știi. Și de -aia nu, au, studiurile aștept. lor de producție sunt extrem, extrem de, de bune și de uh, bine, um, cum să zic eu. Au o experiență, în primul rând. Adică fac chestia asta din era PlayStation 2. Jocuri din astea, uh, titluri mari, cu uh, actori foarte buni, cu voice acting foarte bun și așa mai departe. Da. Bun, hai să mergem pe mai departe, uite, tot la chestiuni mai mult sau mai puțin legate de locuri, la tipul ăsta, Hardware Unboxed, nu știu dacă știi de el, este un canal de YouTube fain din Australia și omul nostru a făcut de curând o comparație de procesoare AMD versus Intel în ultimul deceniu, nu știu dacă ai reușit să vezi filmulețul ăsta, dar Ei, chiar nu. efectiv chiar aici am, am scos filmul, Efectiv se vede cum, de exemplu, în 2011, cumva Intel și AMD erau aproape cap la cap, cu ceva mici diferențe, dar după aia, din 2012 încolo, Intel a bătut AMD pe performanță pe nucleu și l-a bătut sănătos, a bătut AMD-ul până prin 2018. Efectiv, și îți dai seama, a fost o pauză foarte mare de la seria AMD FX 8350 în 2012 de la AMD până la AMD Ryzen 7, Ryzen, pardon, în 2017. Deci a fost 5 ani de zile în care AMD a fost relativ absent pe piața asta a procesoarelor. Și atunci, ce se întâmplă? În perioada asta, Intel, în mod normal, ar fi avut ocazia să crească, să se dezvolte, să rupe locul tot, să, să rupă piața. N-a făcut treaba asta, ci a avut doar, să zicem, chestiuni incrementale. Hai 10-20% de la un an la an, poate doar atâta, știi? Și în 2017, cel mai probabil, pardon, în 2017 a venit AMD cu Ryzen, după aia în 2018 au avut, de exemplu, chiar cum arată în tabelul ăsta, Ryzen 7 2700, care începuse să se bată cumva cu Intel Core i7 8700K. Deci în 2007, Prezent, 2018, da, se băteau. Și atunci tu ai Ryzen 7? Da, am un 2700X. Iar eu am un Intel Core i7, dar am 8700. <laughs> eu chiar am, am 8700. N-am luat caul că nu, nu fac un, unlocking, știi? N-am de overclocking. Ah, nicio, dar asta era la ofertă, adică nu... Și uite-te că și atunci, în 2018, cumva AMD încerca să se lupte, dar de undeva din 2019, adică cu 2 ani de zile, deja a început să devină, să zicem, preferată. De exemplu, uite, cu Ryzen 3800X și din 2020, uite, Ryzen 5800X deja bate Intelul și nu, nu bate Intel i7, bate Intel i9 care ar trebui să fie cam un, un pas mai sus decât în 7 când e vorba de performanță. Și totuși îl bate. Și în momentul de față, în continuare, AMD este recomandat ca, ca cel mai bun procesor de gaming. Și nu numai de gaming, dar și de productivitate. Dacă vrei să faci editare video, de exemplu, știi? Randare, scene, în animații 3D și așa mai departe. Dar uite-te cum, 5 ani de zile într-adevăr, dar ăștia de la AMD au fost deștepți. Măi, stăm puțin pe tușă câțiva ani de zile, dar după aia venim și au venit puternic, au venit puternic și acum îți dai seama, și AMD este cât? Nici măcar 5% din Intel ca, ca mărime, ca firmă. Și uite-te cum totuși au reușit, au făcut un procesor fain și mai toți oamenii, inclusiv noi, recomandă AMD. Acum, dacă ții calculator nou, ia pe AMD pentru că o să fie mai mult bang for the buck, cum se zice, știi? Adică o să, o să merite când e vorba de prețul dat. Și mi-a plăcut de tipul ăsta, a făcut, în, a făcut teste în vreo 6-7 jocuri diferite și bineînțeles pe toate procesoarele astea. E, e, super, e super tare canalul ăsta, Hardware Unboxed, cine are timp să se înscrie la el că prezintă niște chestiuni efectiv faine și e bine să ai și o perspectivă istorică asupra lucrurilor, ca să zic așa. Ce mai făcut tipul ăsta de curând a fost un alt filmuleț în care explica de ce nu, nu prea are rost să îți alegi setările ultra quality la jocuri. Și să uitați mai de cele mai multe ori în jocuri, ultra quality înseamnă că scenele de la distanță sunt cumva mai bine conturate și făcute umbrele la distanță. Așa că dacă vrei să ai o experiență bună de joc, mergi pe high și nu o să regreți și cu asta basta. Nu trebuie să te duci neapărat către ultra. Dar să știi că și eu trăiesc cu impresia asta de adesea. Hai să dau pe ultra dacă tot pot, ca să mă asigur că prind tot ce, ce vreau să prind acolo. Dar gândește-te că în multe situații, de exemplu, cum era la un moment dat vorbea de Assassin's Creed Valhalla și de Cyberpunk, când ai la ultra, doar niște chestiuni undeva în depărtare erau puțin îmbunătățite sau anumite linii puțin mai bine conturate. Sincer, n-are rost. Mergi pe da, high să știi. și gata. Să știi că asta am observat și în Days Gone, m-am jucat și eu acum mai mult cu setările având posibilitatea de a o face, uh, tocmai ca să obțin cel mai bun compromis, știi, adică nu vreau nici să meargă placa asta video la maxim non-stop doar pentru că se poate, știi, vreau să ating echilibrul ăla în care nu e nici foarte zgomotos pc -ul respectiv nu consumă extrem de mult curent, doar ca să-mi producă niște frame-uri pe care oricum nu le văd sau niște detalii aiurea la care nu mă uit. Și exact chestia asta am constatat-o și eu schimbând între high și very high la jocul ăsta. Diferențele sunt atât de subtile, se văd, dar sunt atât de subtile și mai mult în ceea ce privește umbre și chestii distante, încât efectiv nu merită. Chiar da. cum, cum zice și, și omul ăsta, diferența cel puțin în jocul ăsta, că altul nou și modern nu am ca să-l compar, e, e nesemnificativă și nu face efectiv sens. Um, da, efectiv, nu zic da. din zgârcenie, dar nu, nu merită să omorâm planeta pentru trei fire de iarbă pe care nu oricum nu le putem distinge sau la care nu suntem atenți, știi? Că diferența de consum poate să fie totuși semnificativă. Da, exact. Că zicea la un moment dat că dacă diferența între high și ultra înseamnă la un moment dat că pierzi vreo 30 de frame-uri, dar bineînțeles ai nevoie și de mai multă putere consumată, energie electrică și așa, mergi pe high. Mergi pe high și vezi cum este și în principiu, dacă o să-ți dai seama că îți place, o să fie chiar ok. Eu știi, când se fac tot felul de prezentări din alea și când s-a prezentat tehnologia sa RTX, zice, uite ce umbre faină, dar zice, uite cum se reflectă lumina din aburul ăla, din colțul camerei, lângă automatul ăla de cafea, în stânga de departe. Păi cum, fratele meu, când că mă duc în misiunile alea și mă bat cu ce știu ce, Melstrom sau ce mai sunt acolo în Cyberpunk, tu crezi că am timp să admir cum se reflectă lumina în aburia de la a, automatul de cafea? N-ai timp, că trebuie să arunci grenade și să fugi, știi? Și atunci de-aia te duci, fratele meu, pe hai, pe hai și cu asta te duci mai departe. Și cam, cam asta era concluzia. Am vrut să pun aici, de ce? Pentru că eu am făcut de multe ori chestia asta. Am dat pe ultra că am vrut eu să, să mă bucur că am fiecare firicel de iarbă în frame-uri. Ceea ce e inutil și proces pe de altă parte. Și ultima chestie, -și. tot legată de gaming, e zi. Um, am uitat ce vreau să zic. <laughs> Lasă că zic că să să-ți să aduce minte. Da. Uh, o ultimă chestie. Da, vreau să fac o mică pomenire la jocul de la PC Gamer, dar e mai încolo. Lasă că ajungem la aia. Bun, atâta doar. Mergi pe hai și nu te băga pe ultra și o să-ți fie bine, știi? Ne, mai ne am adus care. aminte ce vreau să zic. Asta mai vreau să zic. În ziua de azi, până și setările low din majoritatea jocurilor noi, arată mult mai bine comparativ cu cum ar fi arătat setările low de acum 10 ani, știi? Între low și high, acum 10 ani, vedeai o diferență din aia uriașă, de low, efectiv, ți se făcea greață, îți venea să vomiți, dar în ziua de azi diferența nu mai e atât de mare. Evident, e acolo și se vede, dar chiar și pe low jocurile sunt mai mult decât jucabile, mai ales cine are, de exemplu, în continuare un PlayStation 4, Nepro, cel mai probabil joacă Days Gone cu setările echivalentul unui low, ceva de genul, știi, low spre mediu, pentru că diferența de procesare dintre ce poate hardware-ul ăla din 2013 și ce poate un PC modern e uriașă. Da, exact. Așa că hai să mergem pe mai departe. Am uh, aranjat subiectul ăsta pentru o dată, pentru totdeauna. Hai, sunt curios să văd cum este cu subiectul tău de la Science Alert. Da, ăsta e cumva cel mai interesant subiect pe care l-am găsit eu săptămâna asta. Și e un subiect greu și uh, nu o să-i fac dreptate povestind așa pe, foarte pe scurt despre el. Dar am citit un pic articolul ăsta din Science Alert și am văzut știrea în mai multe locuri. E vorba de primul implant cerebral pentru tratarea depresiei. Implantul ăsta a reușit să trateze cu succes depresia rezistentă la tratament medicamentos într-o pacientă pe nume seara de 3 de ani, care se luptă cu chestia asta, cu depresia asta, încă din copilărie. Nici nu vreau să mă închipui cum e. Depresia e una din cele mai nasoale În general bolile psihice sunt una din cele mai nasoale chestii pe care le poți avea Pentru că unul la mână te-am să trăiești cu ele toată viața Și doi la mână Remediile mm. sunt puține și alea care sunt te fac din om neom să zic Sau te transformă atât de radical încât nu mai ești tu mm. Și uite că uh, au reușit oamenii ăștia să uh, facă un implant care a reușit să o ajute pe seara să se simtă mult mai bine modul în care funcționează implantul e destul de interesant e vorba de două fire unul dintre ele un, un electrod care efectiv ajută la găsirea zonei în care, se, în care are loc da, depresia aia și al doilea fir um, care trimite niște impulsuri electrice care contracarează simptomele astea, știi? O chestie de genul ăsta foarte interesant și foarte, foarte complicat. Ca să, um, ca să, fie, ca să fim înțeleși, implantul ăsta se bagă, dar ajunge, transmite semnal electric în creier, dar nu scoate nimic din creier. Deci nu se vorbește nu. de lobotomie, da? A, ah, nu, doamne ferește, sunt efectiv două fire implantate în creier fix acolo unde trebuie. Ai o chestie lipită pe caps, care e un fel de, na, ca la un pacemaker, da? Parte de circuit integrate cu bateria aferentă și așa mai departe. Și firele care, care fac munca asta, efectiv, declanșând niște impulsuri electrice, nu știu, conving zona aia din creier sau neuronii să funcționeze normal, și uite, Sara ne, ne spune în articolul ăsta că a funcționat și că a funcționat atât de rapid încât mi-a fost teamă că nu o să țină prea mult chestia asta. A fost rapidă și abruptă modificarea, spune ea, în, în, nu știu, în dispoziția ei. Mm. Și um, se pare că și ține chestia asta, chiar funcționează o ține de ceva vreme și sunt pe cale uh, echipele astea de, de oameni de știință să le uh, să facă testele mult mai extins pe, pe mult mai mulți pacienți. Da, pe mine uh, mă miră că au ieșit la la public, așa, în public cu chestia sau ok, a reușit să facă implantul la o, la o singură persoană, dar nu știu dacă au testat ăștia, de fapt, în mod normal ar fi trebuit să testeze cu mai mulți oameni și după aia să ia Eu mă gândesc că Există teste deja făcute pe mai mulți oameni și probabil că tipul asta la, la ea a reacționat cel mai bine. Ori asta. așa, ori poate a fost singura sau printre puținii care a dorit să facă publică chestia asta, mm -hmm. sau poate a fost doar cel mai bun exemplu dintre cei dintre pacienții pe care da, că au testat. Dacă, când spune cineva că suferă de depresie, nu e vorba de o melancolie, de aia, că e, e norat afară și ai tu ciude și nu vrei să te miști din casă și e o, e o boală, efectiv. Cu efecte chimice, chimice și da. fizice în creier. Și teoretic, există vreo două tratamente pentru asta. Fie medicamentos, fie e ceva ce se numește cognitive Behavioral Therapy, dar nu știu cum cum ar funcționa treaba, în fine. Ideea este aia că... o parte, e o parte psihologică, efectiv faci un fel, cum faci exerciții fizice pentru corp, faci un fel de exerciții mentale prin care încerci să te, să te faci mai bine. Dar e o chestie care funcționează la unii, la alții nu, că uh -huh. ține foarte mult de voința proprie, știi? Adică acolo chiar trebuie să ai voință, nu ți alterează chimia în creier așa instant. Și dacă n-ai voință, dacă nu ești suficient de apt încât să o faci, uh, nu o să funcționeze uh -huh. pentru tine. Da, aia vreau să zic dacă cineva a fost diagnosticat cu depresie, să nu, să nu, oamenii din jur nu ar trebui să considere că e doar o melancolie sau ceva. E o chestie foarte serioasă și nici nu ar trebui să i în persoanele alea, știi? A, categoric nu. Poți face mult mai mult rău decât bine. Um, noi suntem obișnuiți așa să spunem oricând, nu știu, nu mi-a plăcut cafeaua, a fost înghețata prea rece, a, eu sunt deprimat, azi că nu știu ce, dar na. Noi o folosim așa cum, cumva în mod superficial, dar asta nu înseamnă că boala nu există sau că nu e foarte serioasă. Oricum, ideea e că tehnologia în ziua de azi a ajuns de așa natură încât există posibilitatea unor implanturi funcționale care să trateze chestia asta. Cine vrea să citească mai în detaliu și să vadă și uh, un clip despre cum funcționează chestia asta, uh, există linkul către articol în, în note. Mie mi se pare fascinant. Tot ce înseamnă controlarea corpului sau creierului din exterior cu scopuri de genul ăsta, da, scopul de a vindeca chestii cum ar fi un pacemaker sau asta care e un fel de pacemaker pentru creier, um, mm -hmm. sunt, sunt foarte mișto. E. Yeah. Și aici, aici merită și o un fel de discuție din asta interesantă, ci deci că ce este creierul? Sau unde începe și unde se termină creierul? Și am citit o chestie de curând, știi că majoritatea oamenilor, sau mai toți oamenii, cred că creierul se termină doar în cutia cranială și gata, asta e totul. Dar de fapt creierul se termină știu unde? peste tot corpul tău. Pentru că ai senzori, efectiv, celulele neuronale se extind prin axonilor peste tot în corp. Că tu cum simți? Temperatură, presiune, greutate, ce vrei tu mai departe în corpul tău. Și ideea, deci simți-o la propriocepții, de exemplu, ori endocepții, să, să, simți anumite chestiuni în interiorul tău. Sunt neuronii aia. Nu sunt celulele musculare care transmit uh, informațiile. Informațiile sunt emise de neuroni. Și efectiv, ca o paranteză, creierul nu se termină în craniu, ci mai nou, așa cum e de înțeles pe la oameni, creierul se, se termină la vârful, uh, să zicem, uh, neuronilor, din vârful mâinilor, picioarelor, spatele lor. Deci, efectiv, creierul ar trebui luat ca un tot și nu numai izolat, numai la chestia care este acolo în craniu, ci efectiv pe tot corpul. Și atunci a ajuns să înțelegi că, de fapt, creierul e un, e tot unitar cu corpul tău, mai mult sau mai puțin, știi? Asta doar ca informație generală. Bun. Că ai povestit tu de acest implant, hai să mergem mai departe. Uite, o chestie foarte faină, sprijină calendarul științific 2022. Și aici cine vrea să ajute tot felul de școli să învețe puțin mai mult de știință. De exemplu, pe sprijină.ro e o cauză, calendar 2022, făcută de către Monica Belițoiu și au nevoie să strângă vreo 22.000 de lei ca să printeze vreo 15.000 de calendare în științifice. De ce să ai calendar religios în casă când poți să ai calendar științific? Pentru fiecare lună, pe fiecare zi, ți se dă o informație științifică legată de ziua respectivă, ce s-a întâmplat, ce s-a făcut atunci. Și banii ăștia care se stâng acum pentru calendarul ăsta științific 2022 se vor folosi pentru a printa cel puțin 15.000 de asemenea calendare și vor fi date gratuite în școli. O chestie extraordinar de faină și de-aia când mi s-a ajuns la cunoștință am zis să o băgăm în podcast pentru că e un, e un demers extraordinar de fain și cine vrea să susține, de ce nu, să, să se ducă pe sprijină.ro slash cauze slash calendar 2022 și să trimite acolo 50 lei, 50 dolari, ceva de genul ăsta. Hai la o altă știre care mă bucură, e cea de la PC Gamer. Sau vrei să zici ceva de calendarul științific? vreau să zic că trebuie să încarc și eu cardul ca să, trimit, să încarc cartarea <laughs> de România să trimit un SMS. Sau se poate și altfel, că nu văd decât varianta cu SMS aici. Trimite SMS, trimite sprijină sau Orange, folosește cardul a, poți să plătești și, și cu card normal. Nu mă plănuie e-mail, deci Bun. Bun. poți să trimite și cu card și cu SMS, știi? Nu, nu vedeam. Gata. Uh -huh. E chiar acolo. Și hai să mergem la următoarea știre de la PC Gamer, ci că Starfield are de două ori mai multe linii de dialog decât Skyrim. Și Skyrim e mare. În Skyrim, dacă vrei să experimentezi Skyrim așa cum trebuie și cum l-am experimentat eu de 2,5 ori, de aproape 3 ori, faci misiunile principale, dar trebuie să le faci pe alea secundare, ca să înțelegi mai bine universul ăla întreg. Și bineînțeles, dacă faci și misiunile secundare, ajungi atât de puternic încât bați, bați, dragonii de nu se văd. Deci chiar în punctul ăla ajungi de poți să bați dragon relativ simplu. Dar asta înseamnă să investești undeva pe la vreo 300 de ore de joc, cam așa. Skyrim îți mănâncă vreo 300 de ore de joc. Starfield, care e un fel de Skyrim al uh, galaxiei, cum ar veni, tot de, tot de, la creatorii Skyrim, are de două mai multe linii de dialog. Tu zici seama, deci dacă ar fi să faci și misiunile secundare în Starfield, să ajungi la 500 de ore de joc. Ce înseamnă aia? De e aia ceva, eu sunt în entuziasma pentru jocul ăsta. Ultimele jocuri de la Bethesda au fost niște semi-eșecuri și sper să dea lovitură iară cu ăsta. Poate o să reușească să detroneze Mass Effect din din topul SF-urilor pentru mine, cine știe. Ar avea șanse. De ce nu? Că uite Bethesda are seria Fallout, nu? Și Fallout nu e, nu e așa de prost. Că... Hai să zicem... Fallout e pe locul 2 după Mass Effect. Dar da. ăsta Fallout Vault 76 sau cum Dumnezeu s-a numit, care a vrut să fie efectiv o, o nu știu un cash grab rapid, a nu. fost o mizerie. O chestie execrabilă și n-am vrut să să cumpăr. Am jucat ce am fost, ce a fost ultimul Fallout 4, care a fost relativ ok, a avut un DLC da, care 3 și 4 și New Vegas și așa, a fost foarte ok. a avut și un DLC pe care nu l-am jucat și pare rău că nu l-am jucat DLC-ul respectiv, dar Fallout 4 mi-a mi, -a, mi -a plăcut așa. A avut și hai să zicem city building într-un fel, a fost simpatic așa, nu pot să zic, nu. Dar se vede că ei știu, ei știu să construiască univers mare, ei știu să construiască dialoguri și să creeze un fel de consistență internă, știi? Misiunile nu sunt total aiurite și total diferențiate unele față de altele, știi? Și poți să faci multe în, în Fallout. Deci e The Worlds, e destul de ok, e făcut tot de ei până la urmă și e pe același engine ca Fallout 4 și e un joc destul de ok. L-am jucat și pe ăla. Deci e un PDV, așa că dacă folosesc același engine ca Outer Worlds ar fi super mișto, pentru că teama mea cea mare este de fiecare dată când își fac un joc nou pe un engine nou, cum e Cyberpunk-ul. Probabil Cyberpunk 2 o să fie mult mai mișto decât Cyberpunk 1. Asta e. Dar dacă folosesc același engine ca la Outer Worlds, o să fie super mișto, că atunci mă aștept ca Starfield să fie super, super fine. Și o să iasă când, prin 2023, ceva de genul ăsta, dar eu abia aștept, eu abia aștept, eu abia aștept, știi? Apropo de chestii pe care le abia aștept, uite, în două zile o să fie Far Cry 6 pe instantgaming.com Dacă ți le-ai pus în wishlist, o să vezi că în două zile Far Cry 6 o să fie lansat. Două zile. Greu de așteptat. Nu n-am mai prea jucat Far Cry, ultimul pe care l-am jucat, cred că a fost Far Cry 3 care n-a fost cel mai grozav și după aia n-a mai jucat deloc. Sau, da, nu mai știu care a fost ultimul. Nu sunt așa mare fan al serii. am jucat pe primul atunci când a fost super hype și așa și chiar a venit cu un engine nou și cu toată uh, chestia aia. aia. nu? Da, dar după aia pentru mine așa încet încet s-a stins uh, uh, lumânarea pentru Far Cry. Păi hai să spun de ce. Far unul a fost un uh, fel de test. Și a fost mult să pe acolo. Far Cry 1 nu are aproape nicio legătură cu Far Cry 2. Există ceva legătură, nu? Far Cry 2 a fost greu de jucat. Pur și simplu era greu de jucat și oamenii nu au fost prea convinși. Far, Far Cry 3, în schimb, a fost super mișto. A avut un personaj ăla la vas, foarte, foarte un psihopat, dar cu o personalitate puternică. Far Cry 4 a fost și ăla cu aceeași idee, cu cineva cu personalitate puternică. A fost Primalul, Far Cry Primal, pe care nu l-am. Jucat? Nu, Până am jucat simplu, un pic pe PlayStation. nu, nu m-a prins, efectiv nu m-a prins. Pentru că s-a îndepărtat puțin cam mult de ideea de Far Cry pe care o știam eu. Deși, cumva, la, în, în sufletul său tot Far Cry e. Și Far Cry 5-ul, și-am jucat și DLC-ul, care a fost iarăși alea foarte interesante, la fel. În jurul unui lider, din ala nașpa, împotriva căruia trebuie să lupți. Și a fost chestii faine, a fost chestii faine. Și de abia aștept Far Cry 6 o să fie mișto probabil că o să le iau, dar nu le instalez decât după ce mă mut dincolo, pentru că am nevoie să, să mă mut, să pregătesc bagajele de mutat. Bun, hai să mergem la alte chestii. Mai avem două, trei foarte scurte și după aia încheiem, pentru că este deja foarte târziu. Interesting Engineering. Cică, Australia pune panouri solare pe 12.000 de hectare pentru a furniza energie electrică către Singapore. Știi cât e de mare Australia? Foarte mare cam cât zona continentală la SUA. Când te uiți pe hartă... Aproximativ foarte mare. Da, când te uiți pe hartă, zici că Australia e probabil cât, ce știu, Franța, Germania și Anglia la un loc, zona asta. Nu, frate, Australia e enormă. Le ia ăstora să plece dintr-o parte în alta a țării, efectiv a continentului, vreo 5 ore cu avionul. 5 ore cu avionul, îți dai seama. Și atunci oamenii au foarte mult spațiu liber, mai ales în zonele deșertice, unde este și foarte luminat. Și așa că au pus la, la, la lucru 12.000 de hectare, care am calculat cu ajutorul lui Nenea Google, 120 de kilometri pătați, vor construi în următorii ani de zile, 5-10 ani de zile, 120 de kilometri pătați de panouri solare. Gândește-te ce înseamnă chestia aia. Deci, ce înseamnă? 20, cât e? 5 pe 12 kilometri, ceva de genul ăsta. 10 pe 12 kilometri. O enormitate, efectiv, o enormitate. 10 pe 12 km. Ai putea zice că e o parte bună din Londra, ca să zicem așa, ca să trimită suficient de multă energie electrică către Singapore, care este o națiune chiar micuță. E cumva prinsă de, de alte țări, nu știu ce țări mai sunt acolo, dar nu are mare suprafață. Ei n unde să pună acele panouri solare pe câte energie au nevoie, știi? E cât un oraș, efectiv, un, cât un oraș mare, adică ei nu mai au Nimic în afară de orașul ăla în materie de spațiu. Până și aeroportul din Singapore e construit cumva pe apă, dintr-o bucată de teren care a fost recleimuită din, din, apă. Da. Și așa că, uite, că Australia are spațiu. Și atunci, dacă ai nevoie de spațiu foarte mult, cred că te poți muta liniștit în Australia. Ăia au acolo liniștit și spațiu. Sunt numai 20 de milioane de oameni pe un teren de câteva milioane de kilometri pătați. Știi? Bun. O altă chestie, interesting engineering, uniciclu care merge cu 70 de km la oră. Veteran Sherman, așa zice. Dacă te uiți la filmul ăla, te sperie. Deci ale, ale e bun de uniciclul ăsta, este bun de filme, efectiv, de aventuri în filme, de ce vrei tu pe acolo. La 70 de km pe oră este un pericol foarte mare, știi? Și aia am vrut să pun aici, cine are chef să se uite și să se sperie puțin la ideea de uniciclu care merge atât de repede, să vadă filmulețul ăla. Știi care e faza cu ăla? Merge și prin pădure și pe drumul de, de, din asta de pădure, urcă și coboară scări <laughs> cu el. Deci e nebunie totală ce cu, ăsta. Urci pe tot felul de margini, așa, pe pante, pe rampe, urci pe pante, așa, și costă destul de mult, nu știu acum, n-au reușit să țin minte care e prețul, dar e interesant de văzut, ai un mic ciclu din ăla, care merge cu 70 de la oră și are autonomie de vreo aproape 200 de km. Se încarcă bateria în vreo 8 ore, ceva de genul ăla. Îți dai seama ce, ce, ce jucărie simpatică poți să ai cu ăla. E vreo 35 de kg ca greutate, știi? Da, e mișto. Am mai văzut uh, dispozitive de genul ăsta, evident, mai normale, da, care merg cu 15-20 de km pe oră. Asta e o variantă extremă care, probabil, în majoritatea țărilor, cel puțin aici la noi în Europa, nici măcar nu e legal uh -huh. uh, pentru că nu poate fi asigurat sau matriculat sau, uite, în general, de exemplu, în Germania, da, dau exemplu pe care îl știu, uh, pentru că am un scooter electric, dar care prinde maxim 50 de km pe oră și pe al poți înmatricula, dar uh, o chestie din asta cu peste 50 de km la oră nu e legală, știi, decât dacă o matriculezi ca motocicletă și asta nu cred că poate fi matriculat ca motocicletă, deci e, probabil că e, e moto doar o, o cicletă. <laughs> Da, probabil că s-ar putea vinde într-o variantă uh, restricționată la 50 de km pe oră probabil, nu sunt sigur dar uh, exact așa cum e nu știu, Zău, în câte țări ai, ai, ai putea să folosești așa ceva pe stradă Mai nu știu o să vii la un moment dat aici în UK, în Londra cel puțin, o să vezi că în destul de multe locuri e poliție călare. În zona parcurilor, pe anumite zone, chiar în centrul sunt e poliție călare. Mai e și poliția da, pe da. biciclete, mai e poliția pe barcă, pe tamisa. De deci ce nu ai putea avea poliția pe uniciclu? La viteza asta, gândește-te, ce putea că... Dacă... Pentru poliție, dar ar fi mișto, <laughs> Dacă tu, ca cetățean non-polițist, probabil că n-ai putea. Gândește-te la viteza asta pe care, o, pe care o are, poți să urmărească că aici se întâmplă destul de multe infracțiuni pe mopede. Căia vin repede, îți fură ce au de furat și pasă -o si pe moped și au fugi cu mopedul repede pe săduțe, sădulețe. Nici nu. de mi-am la și eu. <laughs> Știi, și de-aia. Deci ar avea o utilizare, nu pot să zic nu. Dar hai să mergem pe mai departe. Uite, Nobel Prize. Premiile premi Nobel încep să se dea în perioada asta. S-a dat, mi se pare, ieri premiul Nobel pentru medicină, ceva de genul medicină sau chimie, ceva de genul ăsta, în care s-a constatat ce gene și ce neuroni detectează, să zicem, temperatura corpului și presiunea. Și acum s-a dat-o, chiar astăzi a fost un alt premiu Nobel, i s-a dat lui Giorgio Parisi și Shukuro Manabe și Klaus Hasselmann pentru crearea de modele de climă și vreme și clipă și ce vrei tu ca să poți să facă prezicerea, să zicem, vremii, climei a vremii, efectiv. Acum, nu știu, nu știu care sunt aplicațiile practice, dar apar, mai devreme să mai târziu apar, dacă nu au apărut deja. Și cine este interesat de Nobel Prize, să intre pe nobelprize.org și o să afle cine primește noile, noile nominalizări și pentru ce anume. Și chiar și zic aici, că weather forecasting was more of an art rather than science. Și acum poți să prezici vremea cu asemenea modele, având calculatoare suficient de tari, pe baza modelelor fizice făcute de oamenii ăștia care au luat premiul Nobel. Super, super tare. Cine vrea? Și uite, mâine, în, 14 ore de acum încolo, mâine se prezintă premiul Nobel pentru chimie. Cool. Ultima chestie pe acum, ci că nu știam, și uite că nu știam, ăștia de la Cold Fusion a făcut un filmuleț nou, ci că Apple a încercat să creeze un iPhone în 93, acel PDA numit Newton. Nu știu dacă ai știut, nici eu n-am știut, uite că am aflat de curând, dar știi că prin perioada aia, 90-2000 și ceva, PDA-urile erau foarte la modă. Și mi se pare că PDA-uri, la un moment dat, au fost folosite în jocul ăla cu, cu China, cu Stalker. Nu știu dacă știi. Mi se pare că tot felul de chestiuni le puteai verifica uh -huh. pe PDA. Cetat. Nu era cu China, era în Rusia. Uh, Rusia, nu, uh, nu China, Ucraina, pardon, Kiev, Ucraina, pe acolo, prin zona așa. Aia, Cu... Era să zic că Și, într-adevăr, era PDA. Deci, în jocul în sal, care aveai PDA-uri, în PDA. <laughs> Vezi cum, 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 reușea să rămână în urmă cu tehnologia așa. Și au creat ăștia PDA-ul Newton, numai că n-a, n, -a, n -a prea prins la oameni. Tot așa, cu touch screen, și cu scris de mână, numai că nu avea tehnologia pe la vremea aia, știi? Asta ca chestie de istorie. Cine vrea și cine vrea să, cine e interesat să afle puțin din istoric. E fain să te uiți și la chestiuni de istorie, pentru că înveți și îți dai seama ce încercări au fost făcute, pentru că orice fel de invenție de acum, asta nu a fost inventată de el de astăzi. De cele mai multe ori vezi că invențiile apar ca niște chestiuni asamblate din mai multe direcții. Știi? din tehnologii care deja au existat până la ora asta. Și de-aia pun și chestii de istorie din când în când. Și cam asta cu da subiectul de astăzi. E foarte important să nu uităm istoria tehnologiei, pentru că tot ce avem în ziua de azi se trage cumva din, din lucrurile astea și uite, Newton ăsta a fost cumva într-un fel înaintea timpului lor lui, știi, lumea nu era pregătită pentru așa ceva, de aia nici nu a avut succes, pentru că tehnologia nu era la nivelul de rafinament la care e în ziua de azi, unul la mână și doi la mână, nivelul la care era atunci presupunea niște costuri extrem de mari pe care lumea nu era pregătită să le dea, știi? Um... Cumva, compania Palm a făcut uh, cu, uh, din, din ideea de PDA o chestie de succes. Uh, știu că HP avea niște modele destul de bine văzute într-o vreme, uh, dar pe toate le-a îngropat iPhone-ul mm. și apariția smartphone-ului ulterior. Până la urmă e normal, dar ele fac parte din ceea ce ne-a dus la telefonul modern. Și atunci e important să nu uităm de ele. Exact. Și cam, cam, atât. Am, am discutat cam mult noi în episodul ăsta, dar sperăm că am, am, adus cât de cât informații utile tuturor oamenilor care ne ascultă. Mult da bine! Mult da bine! Uite, punem moto aici, multă da bine, pentru podcastul Tehnocultura. Uh, shameless plugs, Vlad, da, n-am niciun fel de șemină de uite, eu am sprijinit calendarul ăsta științific, am donat 60 de lei la el, o să și primesc, o să primească maica mea unul, nu știu ce o să facă cu el, o să l dea cadou unui copil um, și vă recomand și vouă să găsiți, dacă nu aveți idei de a dona niște bănuți, puteți alege calendarul științific, mai avem pentru cine e din Brașov Bucuria Darului, mai avem Dăruiește Viață și multe alte organizații care au nevoie de sprijinul nostru, așa că dacă vă permiteți să dați acolo un 50 de lei pe lună, un 10 lei, măcar la una din, din într-unul din locurile astea, nu ezitați să o faceți. Thank you, foarte mult mersi. Iar pe mine mă găsiți pe manuelcheța.com unde am podcastul Un Român în Londra. Mulțumim, Fain, că ne-ai ascultat. Uite că suntem la final de episod 53, primul episod din anul 2 de podcast Tehnocultura. Episodul s-a numit Asta la Vista, Facebook. Și, bineînțeles, am, discu am discutat despre dispariția Facebook de fa fața internetului, depresie versus implanturi și un decenul de luptă AMD versus Intel. Noi te salutăm. Manu și Vlad te salută și ne auzim pe data viitoare. Salut, salut! Bravo.